În câteva secunde, doi bărbați de 30 de ani din Pitești și-au terminat viața. Atât a fost suficient ca să ajungă din mașina lor în brațele morții. Aveau viteză foarte mare, iar la un moment dat șoferul nu a mai putut stăpâni volanul. Imediat au ajuns pe contrasens, direct sub roțile unui tir. Șoferul mașinii mari este șocat. A văzut cum a distrus mașina celor doi tineri, fără să mai apuce să facă ceva. Urmările sunt cumplite, unul dintre cei din mașina mică a murit pe loc, iar celălalt puțin mai târziu la spital. Avea viteză? Avea, odată ce și-a pierdut controlul în semicurba asta... Tânărul de la volan nu a mai putut să stăpânească mașina. Automobilul a început să se învârte și o clipă mai târziu a ajuns pe contrasens, direct în calea mastodontului. A venit tare de sus, a pierdut controlul, a încercat să redreseze, a tras dreapta și după aceea s-a învârtit pe ea și a intrat... Șoferul tirului a rămas fără reacție. A reușit că conducătorul autoturismului Dacia 1310 a pierdut controlul asupra volanului în curbă la dreapta, izbindu-se frontal de un autocamion care circula regulamentar din sens opus. Impactul a fost devastator. Unul dintre tineri a fost aruncat într-un șanț și s-a stins pe loc. Celălalt încă respira când au ajuns medicii la fața locului. Victime la ora actuală nu este decât una din autoturism. Și cealaltă, puține șanse de supraviețuire, după câte se fac. Deși au făcut tot posibilul să-l țină în viața pe cel de-al doilea tânăr, medicii au fost nevoiți să constate decesul când au ajuns la spital. S-au încercat manevre de resuscitare 45 de minute, dar a fost declarat decedat. Leziunile au fost incompatibile cu viața. Cei doi tineri aveau 30, respectiv 32 de ani. Ambii erau din Pitești.